s-a lansat, este funcțională și o puteți descărca. Este foarte complicat să lucrezi în totală legalitate. Deci aici deja intrăm în SRL sau PFA. Nu mă să Salut, eu sunt Mnm și hai că s-a putut. Îmi cer mii de scuze pentru întârzierea acestui material, dar credeți-mă pe cuvânt că așteptarea va fi meritată cu siguranță, 100%. Credeți-mă pe cuvânt pentru că în sfârșit este gata. S-a lansat, este funcțională și o puteți descărca atât pentru iOS, cât și pentru Android, aplicația Pic. Dar ce legătură are această aplicație cu subiectul acestui vlog? Și anume în ce formă puteți activa în domeniul ride sharing? Care sunt argumentele pro și contra pentru fiecare dintre aceste forme de lucru? Sunt patru bucăți, marșilate: ori la flotă, ori cu propriul PFA, ori cu propriul SRL, ori cu propriul PFA ori SRL la flotă. Până înainte de a merge însă mai departe, vă invit să dați un like acestui vlog astfel încât să poată ajunge cât mai departe la cât mai multă lume, mai ales la toți cei care practică ride sharing, dar și la cei care ar fi interesați să practice sau la cei care au practicat ride și au dubiul dacă să revină în breaslă și mai ales cum să revină în breaslă. Deci like, subscribe dacă încă nu sunteți abonați și scrieți în comentarii toate întrebările, dubile, tot ce vă vine în minte referitor la subiectul dezbătut astăzi, dar și referitor la aplicația PicRide sau pe scurt, Pic. Acestea fiind spuse, hai să intrăm în pâine și să analizăm toate formele posibile prin care putem activa în domeniul ride-sharing pe Uber, Bolt, Blue, Black App, Splash, GoCab sau Elec toate platformele de ride-sharing active în România. Trebuie să deschidem o paranteză foarte, foarte importantă pentru că ceea ce expun eu aici o fac din postura de șofer de ride-sharing de destul de mulți ani, un șofer cu experiență, un om care activând în social media am avut o grămadă de contacte cu foarte mulți oameni, foarte multe flote, cu avocați, cu contabil, cu platformele direct. Deci, da, sunt niște păreri bazate pe foarte multe experiențe, dar nu este o părere a unui avocat. Sau a unui contabil. Deci, există posibilitatea să greșesc puțin tel pe aici, pe acolo, să nu fie tocmai exact la bani sau la procent tot ceea ce spun eu aici, dar voi încerca să vă îndrum din propria experiență către modalitatea de a lucra ideal pentru voi, subiectiv. Nu există un tipar absolut, nu există un răspuns obiectiv pentru toată lumea, este subiectiv. Și, apropo, de aici vreau să plec, de la acea acest subiectivism. Și anume, din punctul meu de vedere, posesor atât de PFA cât și de SRL, nu toată lumea este capabilă, nu toată lumea este făcută să gestioneze, să fie independent în niciun domeniu. Mulți oameni aleg să fie angajați mai mult decât să fie independenți, mai mult decât să-și asume niște răspunderi legale, fiscale și așa mai departe. Deci plecăm de la premiza asta. Vrei să-ți bați capul și să-ți manageriezi propria afacere, chiar dacă într-un domeniu meniu restrâns, rai sharing, doar tu, cu tine și pentru tine, sau preferi să te pui în mâna altuia, o entitate terță, o flotă. Deci, hai să pornim vorbind de flotă. Părerea mea este că flota e esențială pentru începători, pentru ce nu știți despre ce este vorba, pentru ce nu a practicat niciodată ride sharing, pentru cine trebuie să testeze, să vadă dacă îi place, dacă nu îi place, dacă se merită, dacă poate face banii pe care și dorește și pe care îi așteaptă sau nu. Și atunci, logic cred eu, înainte de a da drumul la o firmă, la un SRL sau chiar la un PFA, care este mult mai simplu, o lună, două, trei, E bine să cochetezi cu treaba asta și să vezi despre ce este vorba, și dacă este o activitate care ți se cuvine. Evident, toată lumea știe și aici abordăm principalul argument contra flotelor și anume foarte mulți lucrează mai mult sau mai puțin ilegal. Nu o să intru foarte mult în detalii, nu este treaba mea, dar cert este că, grosomodo, este foarte complicat să lucrezi în totală legalitate cu o flotă. Și aici, iarăși, Revenim la subiectivismul importanței, care este mai mică sau mai mare pentru fiecare om în parte. Vreau să fiu legal, vreau să fiu parțial legal sau nu mă interesează, sunt totalmente ilegal. Cheltuielile la o flotă, în mod normal, sunt comisionul care variază între 8 și 12% din net sau din brut, sau așa ar trebui să fie cel puțin. Vorbesc de niște condiții de piață bune, nu ne raportăm la cei care cer 15-20% sau chiar mai mult pentru a colabora cu ei. Avem, evident, contractul de muncă la 8 ore. De obicei se practică minimul pe economia astfel încât să poți lucra legal ca angajat la flotă. Și anume, de la 1 iulie, în jur de 1420 de lei plus minus sumă împărțită în 4 săptămâni care este plătită din încasările șoferului. În funcție de comision, multe flote cer și contabilitate pentru a susține tocmai contabilitatea ta personală ca șofer. Și cam atât. Repet, încă o dată, nu intru în detaliile legale, nu este treaba mea și nu despre asta este vorba în acest vlog. Mai departe, mergem la PFA sau SRL. Aici o discuție un pic mai amplă, dar o simplificăm imediat. Mergem pe un site, nu contează care, ce ne permite să calculăm taxele și diferențele între SRL și PFA. Am estimat un venit aproximativ de 10.000 de lei net în aplicație pe lună, deci aici deja intrăm în SRL sau PFA să presupunem că deja le avem. Trecem peste cheltuielile pentru a le înființa, peste documentele necesare pentru a le înființa, peste licența de transport persoane necesară pentru SRL, peste managerul de flote necesar pentru SRL și așa mai departe. Să presupunem că am trecut peste, le avem pe toate, SRL pe FE activ, hai să vedem la 10.000 de lei pe lună gasat net în aplicație, cheltuieli deductibile, aproximativ 4.000 de lei pe lună, 48.000 ar fi pe an, hai să zicem 50.000, tot în ideea de a simplifica calculele și de a înțelege plus minus cam despre ce este vorba și cam care sunt diferențele. Norma de venit opțional pentru PFA nu o mai adăugăm, nu punem nimic pentru că de la 1 ianuarie 2024 este obligatoriu sistemul real. Așadar, calculăm și avem ceva de genul. În primul rând, vedem că avem două norme, serele micro 1% și serele micro 3%. Diferența între 1% și 3%, de ce? Pentru că, începând de la 1 ianuarie 2024, firmele din România au impozit pe profit în funcție de ce de afaceri și anume dacă ai sub 60.000 de euro te încadrezi la 1% impozit pe profit. Așadar dacă lucrezi doar pentru tine tu ca șofer este ok te încadrezi sub 60.000 de euro lucru care pentru flote care au mult mai mulți șoferi este imposibil dat fiind că virgulă cu siguranță vor depăși suma de 60.000 de euro și atunci se vor încadra la 3%. Iată deci de ce de 1 ianuarie februarie care cum s-a organizat flotele au crescut comisionul cu 2% pentru a putea acoperi această marjă care a intrat în vigoare începând în tocmai de la 1 ianuarie 2024. Deci, revenim. Ne încadrăm la 1%, deci 49.832 de lei profit. Aici avem însă o mică problemuță și anume salariul minim obligatoriu. Salariul minim brut pentru un angajat pentru a te încadra la micro. Dacă nu ai angajat, plătești 16% pe profit. Doar că acest salariu este de 39.600 de lei, după cum putem observa. Problema este că 39.600 împărțit la 12 luni egal 3.300 de lei. Adică salariul care era până la 1 iulie 2024, adică până acum câteva zile. Dat fiind că de la 1 iulie salariul minim va fi majorat cu 400 de lei de la 3.300 la 700 de lei creșterea de fapt va fi de doar între limele, 284 de lei ceea ce înseamnă că diferența de 116 lei vor fi taxe, contribuții, deci pe salariu. Așadar, avem 112 lei ori 12 luni extra care trebuie scăzuți din acest profit de 49.832, obținând un profit real de 48.488 versus 47.790 de lei PFA. Deci avem o diferență de 4, 7, 790 egal 700 de lei pe an. Cam atât ar fi un profit în plus pentru SRL. Cu? cheltuielile în plus de rigoare pentru documentele de care vorbeam mai devreme, costurile contabilității, care este obligatorie pentru SRL, dar aici o să intervină aplicația de care vorbeam la începutul vlogului și anume PIC și o să vedem un pic cum ne ajută și care sunt costurile acolo. Revenind însă pe acest site interesant, hai să vedem de la niște experți, să zicem, diferențele dintre SRL și PFA. Care este mai potrivit și în ce condiții? Când e mai ok un PFA? Când vrei să prestezi servicii pentru câțiva clienți. Și PFA-ul e doar un mijloc de a încasa banii, câțiva clienți fiind Uber și Bolt. Când vrei să testezi o idee, când știi că în principiu tu vei fi cel care va munci în firmă și nu vei avea nevoie de parteneri sau mai multe de trei angajați. Foarte, foarte important. Deci, clar, dacă vrei să te dezvolți, să te extinzi, să faci un business din orice domeniu implicit din ride sharing, deci dacă vrei să faci o flotă și să acumulezi șoferi, mașini și așa mai departe, Sub firma ta vei avea nevoie, evident, de un SRL. Altfel, dacă lucrezi tu cu tine pentru tine, PFA-ul este soluția ideală și doar bazându-ne pe acești 700 de lei diferență de profit la aceleași încasări. Și nu în ultimul rând, când e mai ok un PFA, când pentru tine e mai important să ai acces ușor la bani decât să-ți minimizezi taxele. Cu puțin, după cum am văzut. Deci, evident, toată lumea știe, teoretic, hai să mai coborâm un picuț, vorbim de accesul la bani. La SRL, profitul obținut se poate scoate din firmă doar ca dividende, la fiecare trimestru sau la final de an. Deci tu nu poți accesa banii dintr-un SRL decât o dată la 3 luni. Ceea ce, evident, la PFA ai acces oricând la bani, la banii pe care îi câștigi, fără nicio formalitate. Asta este încă o diferență majoră și un avantaj care mă face să spun, fără doar și poate și chiar excluzând, repet încă o dată din ecuație, aplicația PIC, PFA-ul este în 2024 sau cel puțin de la 1 iulie 2024, cea mai bună soluție dacă vrei să lucrezi individual și independent. Mai e și ultima variantă, PFA sau SRL la flotă, dar care nu are absolut niciun sens și nicio logică, pentru că practic vei fi dublu impozitat, vei da comision la flotă și vei plăti intermediarul fiscal care este reprezentat de flotă, apoi pe partea ta vei plăti încă o dată taxele și impozitele aferente banilor pe care îi casezi de la flotă. Deci sincer nu înțeleg care poate fi profitabilitatea în această ecuație. Ți-ai obținut documentele frumos și lucrezi direct cu platformele. Mergem mai departe și ajungem în sfârșit la aplicația PIC. Intrăm pe site-ul picride.eu și deprindem câteva informații foarte, foarte importante și veți înțelege de ce a trebuit să amân acest vlog până ce aplicația nu a fost gata, din toate punctele de vedere, funcțională și disponibilă pentru descărcat și deci pentru folosit. Pentru că efectiv schimbă destul de mult piața din punctul ăsta de vedere. PFA sau SRL, flota este o altă ecuație dar PFA sau SRL, dacă vrei să lucrezi independent pentru tine, responsabil, am subliniat faptul că PFA-ul este, din punctul meu de vedere, cea mai bună soluție, iar Peak ride maximizează și subliniază ulterior că am dreptate. Vedem imediat de ce. Munca ta, câștigurile tale, alege să renunți la comisioanele nejustificate și muncește doar pentru tine. Lucrează 100% legal. Aici este foarte important și vorbim de subiectivismul sau ne întoarcem la subiectivismul de care vorbeam la începutul vlogului încasează veniturile în fiecare zi de luni. Fi independent. Ce fac băieții de la PIC? Tot. Pe scurt, tot. În primul rând, nu te costă nimic să-ți deschizi PFA-ul. Înființarea PFA-ului este gratuită. Băieții te ajută să obții toate documentele necesare, de la atestatul de șofer de transport alternativ până la pregătirea documentației necesare ARR pentru a putea obține autorizația și copia conformă. Deci, absolut tot, implicit mai departe, suportul în crearea conturilor administrative pe Bolt și Uber. PIC lucrează direct, este interconectată cu Uber și cu Bolt. Este o aplicație oficială, să spunem așa, și acceptată de Uber și de Bolt, lucrând împreună, practic, prin intermediul acestei aplicații, poți vedea live, în timp real, toate încasările generate de tine de pe platformele Uber și Bolt, dar și tot în timp real ce înseamnă fiecare leu încasat în materie de taxe și impozite. Tu vei introduce în aplicație cheltuielile tale pe care urmează să le deduci, deci gazul, reparații, revizii, ITP-uri, cauciucuri și tot ce înseamnă mentenanța unei mașini, chiria mașinii, dacă ai mașina închiriată și, în general, orice cheltuială aferentă care poate fi deductibilă din încasări, astfel încât tu să fii constant în fiecare zi, în fiecare moment, conștient de profitul curat și legal pe care îl ai. Deci, băieți se ocupă de toată documentația necesară pentru a începe activitatea de ride sharing. Hai să vedem și alte câteva detalii. Noi te ajutăm cu reduceri la carburant, asigurești service auto, administrare și contabilitate, iar tu conduci fără griji și încasezi bani în fiecare zi de luni. Deci, inclusiv în, prin intermediul aplicației PIC, o să, o să, coming soon, fie implementate servicii care să te ajute să obții reduceri la carburant, la service și, implicit, oferte în ceea ce privește asigurările, deci tot ce înseamnă necesarul mașinii. Aici vorbim despre mașină, carburant, servici și asigurări. Totul prin intermediul aplicației PIC. Un ajutor deloc indiferent în principiu. Contabilitate și administrare, asta deja am înțeles-o, este principalul serviciu oferit de aplicația PIC contra unui cost de doar 49 de lei pe săptămână, plus TVA, TVA-ul deductibil, deci nu se pune în discuție. 49 de lei pe săptămână înseamnă undeva la 21 pic de lei pe lună, puțin peste 40 de euro, orice contabil pentru un SRL îți percepe aproximativ un fi, să spunem așa, de 50 de euro pe lună. Deci să zicem că asta oarecum ar anula cheltuiala în plus care ar exista într-un SRL și anume contabilitatea, dat fiind că aproximativ aceea sumă, de fapt mai mică, dar în fine să spunem cam aceea sumă, este percepută de pic pentru a spune la dispoziție contabilitatea conexiunea directă cu Uber și cu Bolt, dar și reducerile de care vorbeam mai devreme și anume carburant, asigurări și service. Urmărește de aproape ta financiară, află detalii în casele și cheltuielile tale în timp real, fi la curent cu toate taxele pe care trebuie să le achiți constant, non-stop. Avem aici în stânga cum arată aplicația cu toate detaliile necesare la îndemână pe telefon. Avem aici niște întrebări și niște răspunsuri, mai ales de ce PFA și nu SRL. Hai să vedem ce zic cei de la PIC. De ce PFA și nu SRL? În primul rând, pentru a putea lucra prin SRL este necesar să te angajezi, ceea ce implică un cost care practic cam anulează diferența de taxe și impozite între PFA și SRL începând, cel puțin, repet, de la 1 iulie 2024. Activitatea de șofer de transport alternativ nu se se poate presta ca administrator. Acest lucru aduce taxe fixe pentru salariu care nu se pot micșora și trebuie plătite, inclusiv în cazul în care nu există încasări. De asemenea, statutul de angajat implică atât birocrație cât și costuri extra, medicina muncii, protecția muncii și alte chestii, precum programul din contractul de muncă trebuie respectat, zile libere obligatorii și așa mai departe. Vorbim de o legalitate 100% evident, nu de evitarea acestor legi ori reglementări. În al doilea rând, impozitul pe venit nu se poate scădea cu cheltuielile și trebuie plătită la întreaga sa valoare. Impozitul pe dividende, pe bani, ce puteți la salariului minim și contribuții trebuie și ele actate. În cazul unui PFA nu este necesară angajare, iar toate taxele se pot micșora legal. Pentru autorizația ARS, SRL necesită și atestatul de merge de transport, ceea ce spunea și eu mai devreme. În timp ce în cazul unui PFA acest document nu este necesar, costul contabilității pentru un SRL este considerabil mai mare decât pentru un PFA. În ultimul rând, un împrumut bancar poate fi obținut mai ușor prin intermediul unui PFA decât cel al unui SRL. Deci, dacă ești angajat la o flotă și dorești să faci pasul spre independență, ceea ce spunea mai devreme, poți da drumul la toate aceste practici Meanwhile, îți continui treaba la flotă, nu pierzi nicio zi de muncă, ai descărcat aplicația PIC, ai dat drumul la documente, te-ai înregistrat acolo și oamenii de la PIC se vor ocupa mai departe să te activeze și să îți spună, repet încă o dată, la dispoziție tot necesarul pentru a fi, repet încă o dată, independent și 100% legal. Cam despre asta a fost vorba în acest vlog. Sper că am acoperit o gamă cât mai largă de dubii, întrebări și informații. Cum spuneam însă și la începutul materialului, e normal să fi omis anumite lucruri sau chiar să fi greșit câteva virgule pe aici pe acolo. Dacă este așa, scrieți în comentarii fără nicio fel de problemă, analizăm, discutăm, dezbatem și ne corectăm dacă este cazul. În altă ordine de idei, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like să distribuiți mai departe a tuturor celor care pot fi interesați de subiect. Abonați-vă la canal dacă nu l ați făcut-o deja, urmăriți-mă pe TikTok, Instagram și Facebook, plus threads mai nou căutând Eu sunt MNM peste tot mai puțin pe TikTok, unde Eu sunt MNM 3, căci este al treilea cont. Descărcați aplicația PIC și vedeți despre ce este vorba, dând inclusiv un follow acestora pe Instagram ori Facebook și cam atât. Ne vedem data viitoare foarte curând, teoretic în jur de 15 iulie cu un vlog nou cel puțin la fel de interesant. Mulțumesc pentru atenție! Pa!